Da, Liviu Dragnea face declarații la Vila Lac, vedem și noi ce spune. Bine, bine. Gata? Bună ziua! Așa cum sigur că ați aflat, am invitat președinții de organizații și primul ministru să avem o discuție despre noua formulă guvernamentală. Am avut dimineață o discuție și cu domnul Tăricianu și cu domnul Mihai Tudose. Mâine o să continuăm discuțiile cu ceilalți membri din Comitetul Executiv, în așa fel încât la 12:30, când intrăm în CEX, să avem o formulă finală pe care să o aprobăm politic, urmând ca premierul, cu propunerile de la noi, propunerile de la ALDE, să le depunem în Parlament împreună cu programul de guvernare. Domnule președinte, știm că pe surse deocamdată că s-ar vrea schimbarea ministrului justiției. Există posibilitatea că Tudorel Toader să nu mai fie ministru al justiției în următorul cabinet? Cred că sunt surse proaste. Mariana Moții este o variantă? Nu, cred că sunt surse proaste. Există posibilitatea ca structura guvernului să fie modificată? Nu cred, dar o să vedem ce reiese din discuțiile de astăzi. Cereți un minister nou? Nu cred, nu cred, nu cred. Dar discutăm acum și cu primul ministru. Din vechiul guvern. Asta nu pot să știu acum. Vom discuta despre fiecare în parte, o discuție foarte serioasă. Liderii de filiale vin și ei cu propuneri de miniștri sau pur și simplu le prezentați dumneavoastră o variantă? Discutăm împreună și o să discut și cu fiecare în parte ca să fie liber să-mi spună ce crede de cuvință, după care ne reunim. O să fie o discuție foarte serioasă. V-a surprins aseară faptul că președintele a anunțat că îl acceptă pe Mihai Tudose? Nu, mi-a plăcut. Nu pot să spun că m-a surprins, pentru că toate declarațiile președintelui și atitudinea de la începutul crizei au fost corecte. Foarte corecte și constituționale. Există în acest moment nemulțumiri în rândul organizațiilor sau? Nu, dimpotrivă. Domnul Bădălov vine și dânsul la această zi. Eu cred că da, după ce termină birou permanent reunit, da, ne-am și văzut azi dimineață. O zi bună. Și v-ați împăcat? Dar nu ne-am certat. Dacă aveam unanimitate, nu era bine. Acum au fost 4 opinii diferite. E foarte bine. De obicei era în... Colegii din care n-au... Da, da, de fapt nu s-a certat cu Pleșoianu, doar o diferență de opinie și nici cu domnul Bădălău, nu s-a certat nici cu Codrin Ștefănescu. Acum, na, în fața camerelor putem să spunem orice. S-au certat pe declarațiile de la DNA. Da, pentru că sigur că da, este democrație în partid.